Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Larisa și în trecut te-am obișnuit ca în vloguri, și nu o să zic că nu mai fac în vloguri, dar o să mai fac, dar nu la fel de des. Te obișnuit când îmi venea o comandă, pum, bum, bum, o deschideam cu tine în vlog și ți-arătam ce mi-am mai cumpărat. Anul acesta oricum încerc să-mi cumpăr un singur articol de îmbrăcăminte pe lună și luna ianuarie am uitat. Pur și simplu. Impulsiv mi-am cumpărat un tricou de la când m-am dus la întâlnirea cu membrii din fetele Gilmore și mi-am cumpărat tricoul ăla și îl țin pentru ianuarie și în februarie încă nu mi-am cumpărat nimic. Dar nu mi-a luat nimic de îmbrăcat, însă mi-a luat niște make-up pentru că am fost și am făcut cursul de machiaj cu Silvia Marin în Timișoara, care, apropo, e un curs pe care îl oferă ca serviciu la salonul ei. Așa că dacă ești din Timișoara sau Dumbrăvița, îți recomand. Și mai erau câteva chestii care lipseau mie din trusa de make-up sau care m-am învățat acum să le folosesc. Și pe urmă mai un brand pe care i-l folosea și vreau și eu să-l încerc pentru că era foarte mulțumită de el. Și dacă ții minte sau dacă ai mai văzut din vlogurile mele, știi că m-am dus la magazinul Anthropologie să cumpăr ceva pentru o urmăritoare care își dorea de la Anthropologie, dar nu mai aveau chestii de casă în magazin. Pentru că au zis că le mută pe site și în magazin doar haine. Și am sunat și m-am plâns. Am spus că mie nu-mi place asta și au zis că nu vor să mă piardă ca și client și mi-au dat un discount de 30% pentru următoarea comandă. Și cum eram eu plictisită, am zis hai să mă uit pe site să văd ce au și au avut foarte multe chestii care merg foarte bine cu bucătăria mea și noua ta pizzerie. Și am plasat o comandă și la Anthropologie. Așa că o să avem make-up și Anthropologie. Haine încă nu mi-am cumpărat pe luna februarie și ok. E ok și așa. Dar da, sunt foarte încântată să deschid toate coletele astea, că e mai greu așa decât în vlog, când vine coletul și hai să-ți arăt ce mi-am luat. Felul ăsta trebuie să le țin în dulap și zic oh! Iar acum, cred că acum 10 minute mi-a livrat domnul de la UPS ultimele două colete și zic gata, pot să filmez astăzi, că mi-era că o să le livreze mai târziu și pe urmă trebuie să le iau pe Joy de la școală și nu o să am timp astăzi. Dar nu, am timp astăzi să mă bucur de ele. Înainte să uit, am deschis un colet. Cred că am deschis două. La unul a fost să iau o cremă sau ceva care îmi trebuia neapărat când mi se terminase. Și al doilea a fost să-mi iau această față de masă, pentru că venise într-o pungă de plastic și mi-am dat seama că e fața de masă. Mi-am luat-o de la Anthropologie. Așa arată și cu albastru și cu alb. Și am zis că merge foarte bine cu scaunele mele cu lăcrămioare. Am și o față de masă cu lăcrămioare, însă mi-e frică să o țin toată ziua pe masă, pentru că băieții o să o distrugă într-o secundă, în special Johnny. Așa că asta e de toată ziua, așa e mai de sărbătoare, adică de Paște, când vine cineva în vizită să mâncăm și așa mai departe, ca să se asorteze. Dar până atunci o folosesc pe asta și o să-ți las pe ecran prețurile la Anthropologie. Din nou, au fost cu reducere de 30% și am fost șocată pentru că un articol era la reducere și am zis nu o să mai îmi dea 30% cu codul lor, mi-au dat. Deci dacă locuiești în America și te supără o companie, sună-i. S-ar putea să-ți dea un cod de reducere. Deci am fost uimită faptul că un produs a fost la reducere deja și era o reducere, cred că deja de 30-40, dacă nu 50%. Și bum, mi-au mai trătit o 30%. Zic, da, azi e ziua mea norocoasă. Dar da, asta aveam nevoie pentru că nu am fețe de masă cu alb și albastru și acum totul se cam transformă în casa mea cu alb și albastru. Aveam nevoie de asta și e rotundă pentru că masa mea din sufragerie este ovală. Deci am scos-o din cutie, din pungă, am scos-o ca să o spăl, ca să pot să o calc asta și să o pun pe masă. Și am zis că merge foarte bine cu florile astea galbene. Așa că asta este fața de masă. Probabil că o să inserez și un video cum arată pe masă când după ce o calc. Ok, hai să uităm într-un... am și o chestie pe care am cumpărat-o din magazin. Nu mai știu ce e. Mi-am luat, astea sunt de la farmacie, cred că mi-am luat un set de pensule de la Real Techniques. M-a învățat Silvia cum să folosesc pensulele astea super bine sau, da, că, de fapt aveam nevoie de pensule mai mici, foloseam foarte multe pensule foarte mari, în fine, nu intru în detalii în videoul acesta, însă
Mi-a recomandat aceste pensule, ea le folosește ca make-up artist, așa că mi-am cumpărat și eu un set de 3 pensule mici. A zis că astea din păr artificial nu absorb atât de mult produs, adică nu-ți înghit din produs, nu știu. Și sunt mov, am zis să le încerc și eu, cred că asta e pentru sprâncene. Aveau și un set mare, dar zic, hai să încep cu setul mic să văd dacă mai am nevoie. Astea de blenduit, am câteva pensule, dar niciodată suficiente să blendui. Așa că mi-am luat setul ăsta mic de la farmacie. Da, am fost cu Johnny să caut ceva lui John și zic, oh, hai că au și pensule aici. Pe urmă, la Sephora, mi-am luat un... cum zice ăsta, de dezinfectat de mâini, așa îi spune, cu aromă de pepene roșu. Mi-am cumpărat acum ceva timp un dezinfectat de mâini în acesta de la Touchland, așa, și miroase foarte bine și, într-adevăr, nu țusucă mâinile și l-am folosit cât am fost plecate și în România, pe avion în special. Te duci la baie, te speli cu săpun, dar îmi place să mai dau și cu ăsta, ca să fiu sigură că sunt dezinfectată cum trebuie și nu-ți usucă mâinile chiar așa de mult, așa că am zis să mai am unul, că îl țin fie prin mașină, fie prin geantă și s-ar putea să dușesc. Nu. Așa. Și un ruj de la Rare Beauty. De la Rare Beauty. Mi-ați spus într-un video că vă place cum și Silvia a insistat pe asta, cu... nu doar rujurile mate, să fie așa puțin mai lucioase. Nu-mi plac lip gloss-urile pentru că mi se par că sunt prea lipicioase pentru mine, însă acest ruj pare destul de... A trebuit să tușesc până la urmă. Am încercat cât am putut să controlez tusea, dar n-am reușit. Pare mult mai lucios pe buze și mi-am luat culoarea Confident. Mi se pare cunoscut, s-ar putea să mai fi avut culoarea asta de la ei. Dar, da, nu că aș fi avut nevoie de ceva de buze, însă niciodată suficiente. În geantă 5, în mașină 3, în baie niciunul, așa că, da. O să încerc să le și folosesc în videourile următoare, să îți dau și părerea mea, să-ți spun părerea mea despre aceste produse. Ok, aici avem o comandă. Asta este. De la Victoria Beckham. Nu m-am niciodată să-mi cumpăr make-up de la ea. Știu că și-a scos recent gama. Am văzut reclame pe Instagram și așa mai departe. Nu m-am gândit, însă Silvia, numai ce își cumpărase de la ea și era foarte impresionată. Ce fain împachetat! Uite ce frumos vine! Și am zis, ok, hai să încerc și eu. Aici parcă ar fi scris ea de mână, dar nu. Thank you for supporting Victoria Beckham Beauty. I hope you love the products as much As I loved creating them. Ok. Sper că ți mulțumesc pentru suport. Sper că o să-mi placă produsele la fel de mult cât i-a plăcut ei să le creeze. Pupici, Victoria Beckham. Oh, mulțumesc, Victoria! Bineînțeles că nu e scris un ei, dar adică e o copie a scrisului ei și vine așa frumos împachetat. Sunt mai scumpe decât produsele, cred că majoritatea de pe piață, însă, ce fain, vine împachetat într-un pouch din ăsta de bumbac. Oh, și chiar e un chestie care poți să folosești. Hai că-s impresionat. Pentru asta cred că plătești. Da, adică poți să-ți pui chestii aici. Da, așa. Da, de câte ori o să zic da. Asta este produsul care i-a plăcut Silviei și care o să învăț și eu să-l folosesc. De fapt, m-a învățat ea să-l folosesc și o să-l introduc în rutina mea. Și anume este o cremă de ploape, cremă cu fard, un fard cremos de ploape, așa se spune la Larisa. Și chestia asta nu e din plastic. E sticlă, e tot ambalajul ăsta e sticlă, e foarte luxoasă toată treaba, așa. Așa. Și așa arată. Da. Nu aveam o culoare atât de deschisă și ușor de aplicat pe ploapă, să nu mai pun.
și sunt foarte încântată. Abia aștept să încep să-l folosesc. Culoarea este, se numește chiffon. Am aruncat cutia pe jos să văd unde sunt făcute, dar mai avem produse și mi-am luat două creioane de ochi. Stai să vedem dacă spune pe ele unde sunt făcute. Made in Germany. Ok, asta îmi place, pentru că, din nou, în Europa sunt mai multe ingrediente care sunt interzise decât aici, în Statele Unite. Și așa, ăsta este cocoa și cinnamon. Cred că am două sunt maro, pentru că mie așa îmi place, florile astea îmi place să le folosesc la ochi. Așa. Oh, de aici se deschide. Oh, nu, asta e pensula. Wow, super cremoase. Da, acum îmi aduc aminte, Silvia, era cât sunt de cremoase creioanele astea. Bine, nu mi-a zis, dacă nu te duci acasă și ți le cumperi, nu o să te poți machia bine. Dar dacă ei au plăcut și am încredere în recomandările ei, mi-a cumpărat. Da, unul e un maro mai închis și unul un maro mai deschis. Superbe și foarte, foarte cremoase. Și aveai opțiunea pe site de a-ți alege dacă vrei și o ascuțitoare gratuită. Și eu am ales da, că niciodată n-ai suficiente ascuțitoare, adică în cazul cel mai rău, îi dau la copil să-și ascută creioanele cu ele, de ce nu? Dar da, o ascuțitoare mică, Victoria Beckham. Și astea se mune și atunci când călătorești. Cam asta este comanda de la Victoria Beckham și chiar îmi place, sunt impresionată. Nu cred că se găsește pe Sephora, eu le-am cumpărat de pe site. Nu știu dacă se livrează în România, de fapt nu cred, pentru că Silvia le-a comandat prin soțul ei și le-a adus, așa că, da. O comandă de la Sephora, care cred că am 3 cutii, pentru că în ianuarie nu mi-am comandat nimic, pentru că ziceam, nu știu dacă mi-am cumpărat ceva, dar nu am cumpărat noi produse sau dacă mi s-a terminat ceva, am încercat cât posibil să nu-mi cumpăr, știam că merg la Silvia. Da, ăsta este un alt produs recomandat de ea. Am primit aici niște testere, o cremă de ochi de la Shiseido și nu știu. Și ăsta este de la Charlotte Tilbury Magic Serum. Ăsta îmi place. Un machiez scump. Și, stai, am uitat și am mai primit ceva gratuit. Este destul de mare. Este o... că nu mai știu ce este. E o mască de păr pentru păr ondulat. Deci nu e pentru mine, dar... Da, de la Function of Beauty Pro. Da. Am crezut că e doar o mască de păr. N-am știut că e pentru părul ondulat, dar oricum. Asta este un produs pe care mi l-a recomandat Silvia pentru păr. Este un spray pentru volum și textură. Îl încercăm sau nu îl încercăm? Mi-am luat și varianta mică pentru travel. Așa. Este de la Amica? Așa se citește, nu știu. Câtă putere trebuie să ai? N-am mai folosit așa ceva de mult timp. Mi-a dat volum. Parcă mi-a dat ceva volum, nu? Oricum, părul meu e drept acum pentru că nu l-am făcut cu Dyson-ul. Nu știu, poate ar trebui să citesc. Mi se pare că parcă dă ceva volum, nu? Nu știu. Trebuie să citesc instrucțiunile. Și oricum, părul meu acum, după cum am spus, parcă mi-a dat volum, nu? E cam lipit de cap pentru că m-am spălat pe cap și nu i-am făcut nimic. Eram mult prea răcită să fac orice. Da, ce să șterg astea? Nu mi-e sfără că mi-a dat volum. Așa. O comandă de la Sephora. A doua comandă, asta cred că e pentru John. Da, și John își comandă de la Sephora. Nu-ți fă griji, își comandă doar cremă de protecție solară. Cu protecție solară. Îi place asta pentru față, pe care o folosesc și eu. Folosește și Johnny, toată lumea folosește, da, fără nicio surpriză. Două creme de la Supergoop, Zinc Screen, 100% cremă minerală,
cu asta mă dau pe față, cu asta se dă și John pe față, are SPF 40 și am mai primit niște testere. Oh, glow screen. Ah, asta este tot de la Supergoop, dar nu e zinc screen, e glow screen. Un lichid hidratant de la Lancome, un tester. Și mai niște chestii hidratante, testere de la Tatcha. Vorbim de Tatcha, următoarea comandă, o să am și un produs de la ei. Asta este un ser. Așa, și o cremă. Crema asta, The Dew Skin Cream, am avut-o tester și când am venit în România mi-am luat doar două creme testere cu mine pentru că nu am vrut să-mi car cremele. Crema, de fapt o cremă am pe care folosesc, aia de la Rocher Posay, n-am vrut să car aia care era grea din sticlă și mi-am luat-o pe asta. Și am rămas plăcut impresionată, foarte plăcut impresionată, atât de impresionată încât am venit acasă și mi-am comandat-o pentru că chiar mi-a hidratat tenul și îmi dădea senzația aia de strălucire a tenului. Eu am mai folosit o cremă de la ei, de la Tatcha, dar am folosit-o nu pe asta mov, ci pe cealaltă, cred că e verde. Și aia nu a fost suficient de hidratantă pentru mine, dar asta, nu știu dacă o aveau pe asta înainte, în fine. Am venit acasă, de fapt, cred că din aeroport din România mi-am comandat-o și a fost livrată. Nu am folosit-o pentru că am zis să facem, să filmez video-ul pentru voi, dar asta este. Și ăsta e testerul tot de la asta. Tot cu aceeași cremă, așa. Este The Dewy Skin Cream și mi-am luat o ediție mare, care era cea mai mare cremă și vine cu o lopățică ca să pot să-mi iau de acolo, să nu bag degetul și să-mi pun pe mână și pe urmă să-mi pun pe față sau să-mi pun direct pe față, nu știu. Da, îmi place mult de tot și e și mov. Dar nu, chiar e bună, pentru că am testat-o și după avion și era mai frig în România decât e pielea mea obișnuită și a fost ok pentru mine. Chiar mi-a lăsat pielea hidratată. Mi-a părut rău că nu mi-a ajuns pentru toată săptămâna testerul ăla, dar mi-am comandat. Aici am mai primit un tester de la pentru o cremă de ochi, pe urmă un primer de la Milk Beauty și un parfum. Ce mai am aici? Că nu mai știu. Oh, în aceeași comandă, un primer de la Glossier, ăsta cred că a fost din nou ceva cadou, pentru că nu mi l-am comandat eu. Și tot la recomandarea Silviei, ți-am spus că e mult make-up astăzi. Din nou, nu a zis, mamă, dacă nu le folosești pe astea, dar erau produse pe care le-a folosit ea și era foarte mulțumită și se potriveau tenului meu. Mi-am luat din nou acest spray de fixare a make-up-ului de la Charlotte Tilbury. Eu l-am folosit înainte și nu-mi plăcea, însă făceam o mare greșeală atunci când îl foloseam și cred că din cauza asta nu mi-a plăcut. De fapt, cu siguranță din cauza asta nu mi-a plăcut, așa că l-am cumpărat. Dar aveam de ales între a-l cumpăra pe ăsta în format mare și crema în format mic sau invers. Și am ales să-mi iau crema în format mare și ăsta în format mic pentru că crema folosesc mai mult și ăsta folosește o pompiță două pe zi. Da, este spray-ul de setare a make-up-ului. Și pe urmă de la Target, nu știu de ce mi-am luat asta, acum că sunt atât de bună cu produsele pudră încât am zis hai să-mi iau și ceva cremos. Nu știu. Toată lumea vorbește despre ăsta. Poate ar trebui să-l returnez fără să-l deschid. Dar este stick-ul ăsta de bronzer de la Pixi. Nu știu ce a fost în capul meu. Da. Nu știu. Cred că o să mă duc și o să-l returnez fără să-l folosesc pentru că nu cred că sunt la stadiul în care să încerc noi metode. Numai ce am învățat o metodă ar trebui să stau cu aia. Da, ăsta cred că o să-l returnez. Nu știu. Stai că iară vine strujesc. Și cred că am terminat cu make-up-ul, dacă nu mă înșel. Nu știu ce-i cutia asta, mi se pare. Da. Nu știu dacă asta e make-up sau nu. Ce-am făcut cu Farfeca? Pare foarte... Oh! Știu ce e aici. Nu mi-am luat de îmbrăcat, dar mi-am luat ceva de încălțat. La reducere. Sunt mare fan acestui brand care se numește Keds și îmi plac
pantofilor sau adidasilor, pentru că poți să-i porți cu rochi, poți să-i porți cu pantaloni și mi-am luat data trecută de la ei aceștia. Sunt o colaborare cu Altazura, care este un brand mai scump. Cred că au și fac și fashion show-uri pentru New York. Deci e un brand mai mare. Cred că sunt foarte cunoscuți pentru hainele lor. În fine, au făcut această colaborare cu Keds și au acești Adidas. În mod normal, mi-e plac Keds-ii fără șireturi, însă ăștia albi așa, nu știu, mi-au plăcut așa. Am o chestie pentru Adidas și albi, tenis și albi. Prima mea pereche de pantofi sau de încălțări de la Zara au fost o pereche de Adidas albi din piele. Tot timpul mi-au plăcut Adidas și albi, dar îmi plac să stea albi. Mi se par mai ușor de integrat. Nu-mi plac Adidas și negri, de exemplu, decât de mers la sală. Așa de toată ziua, nu știu, mă uit în picioare și nu sunt fericită. Dar dacă sunt albi, sunt fericită. E o chestie probabil de gust, de fapt cu siguranță de gust. Ei, și mi-am cumpărat pe ăștia, nu mai sunt la fel de albi, dar încă sunt purtabile, adică nu am o problemă cu ei, nu că mi-am cumpărat pe ăștia și o să-i arunc pe aia, că nu-mi plac. Dar îmi plac foarte mult și port și merg din nou și cu rochi, și cu fuste, și cu de toate. Mi-am mai cumpărat o pereche pentru că erau la super reducere, cred că am dat în jur de 50 de dolari pe ei, fiind prețul original de, dacă nu mă înșel, 130 sau 140 de dolari. În interior sunt cu piele și pe exterior au acest bumbac care pare așa că s-a rupt. Îmi place modelul ăsta, mi-am luat aceeași mărime, o să verific după ce închid cu voi aici, să fiu sigură că e aceeași mărime, dar da, asta e perechea mea de pantofi pe luna aceasta, pentru că nu îmi cumpăr în fiecare lună, dar a fost la reducere. Așa, și pe urmă, cred că începem cu Anthropologie într-un final. Adică sunt încântată de toate, dar știți cum e. Anthropologie, și ca să fie treaba sigură, au pus chestii cu lăcrămioare. Cred că toată lumea a dat în lăcrămioare. Nu sunt supărată, doar contul meu bancar e supărat. În rest, nimeni. Oh, vezi, de asta îmi place să mă duc să le cumpăr din magazin, că nu le pun în din ăsta. Și acum mi se ridică tot părul. Să vezi ce volum o să am, că nu mai trebuie nici spray de păr. M-ați deschid cutiile de la Anthropologie. Ah, de ce îmi fac asta? Cum o să scot eu asta de aici? Ai, ce frumusețe! Aveam nevoie de o cană. Nu! Și asta e singura care nu e pe albastru. Nu înțeleg de ce toate celelalte chestii le-au făcut pe albastru și cu lăcrămioare. Pe asta au făcut-o pe roz, domnule. Dar, pe ambele părți are lăcrămioare. Am crezut că doar pe o parte, că nu arăta poza decât așa și zic, mamă, pe partea cealaltă cine știe ce are. Nu e cea mai mare cană, dar e cu lăcrămioare. A trebuit să o iau. E frumoasă. Da. Anthropologie. Cană Anthropologie. Ah, frumusețe. Da, toate celelalte sunt pe albastru. Nu știu de ce pe asta nu au vrut să o facă pe albastru. Pun aici să nu o sparg. Unele dintre cutiile am scos din cutiile mari, că nu mai aveam loc în dulap. Erau toate unele peste altele. Aici. Hai să nu mă uit să văd ce e. Doar să o deschid. Și să-mi fac părul măciucă de la chestia aia albă. Adică știu că e, le protejează foarte bine, dar sufletul meu. În asta nu or pus. Avem un capac. Și miroase bine. Știi cum mă plângeam eu la ăștia, la Anthropologie? Cum o să-mi cumpăr eu din astea lumânări parfumate de la voi dacă nu pot să le miros? Au găsit eu o soluție. Le facem ambalaj frumos cu lăcrămioare și o să cumperi. E spartă! Vezi, dacă nu mi-ar pus din ăla. Și unde e lăcrămioara? Aici e lăcrămioara. Dar e spartă. Bine, pot să o lipez, dar o să le trimit poză, să-mi trimit alta. Vezi? E spartă. Și miroase foarte bine. Da, o să le trimit poză, să-mi trimită alta, pentru că nu-mi place așa. Și dacă vor fi, le trimit asta înapoi.
Dar dacă zic să nu o trimit înapoi, o să o lipesc și o să o păstrez și pe asta. Dar am cumpărat-o pentru lăcrămioare și nu atât de mult pentru pentru faptul că e o lumânare, pentru că la final, după ce termin lumânarea, o să țin ca și un bol în care pot să depozitez ceva, chiar și sarea în bucătărie sau orice. Doar faptul că e cu lăcrămioare și frumoasă. Nu știu dacă am cumpărat două. Am cumpărat două oare? Mă gândeam să iau două. Da, din păcate, vezi, de-aia pun, de-aia le pun în alea. Da, pe asta n-au pus-o și au dat-o în bară, dar asta este. Să vedem altceva. Da, asta, cred că am comandat numai una din aia. Și asta au pus. Sper să fie întreagă. Un ghiveci. Un ghiveci frumos cu lăcrămioare. Și merge într-un fel și cu vaza asta de aici, că e tot pe albastru. Dar da, mie îmi place partea asta cu lăcrămioare. Dar fi faptul că și... Adică chiar am fost norocoasă faptul că am cumpărat tot materialul ăla albastru cu lăcrămioare, că aveau mai multe opțiuni. Firma de la care am cumpărat aveau cu verde cu lăcrămioare, alb cu lăcrămioare, roz cu lăcrămioare și alb, am zis? Albastru, verde, alb și roz. Și am ales albastru și pe urmă antropologii vine cu o colecție albastră cu lăcrămioare. Da. Pot să pun planta de busuioc aici. Pot să pun doar, să pun asta așa pe pult pentru... Știi că am chestia pultul ăla în bucătărie unde țin chestii. Pot să pun ceapa aici, usturoiul din astea. La vedere. Cred că acesta este articolul de la reducere. Sper că ăsta nu e spart, nu e rupt. Nu știu dacă se mai găsește pe urmă pe site. Așa, așa. Oh, ce cutie grea! Este un lampadar. Am cumpărat lampa aia din Montana. Hai să scot de aici. Vai ce fain e. Vai ce fain e. Am cumpărat lampa aia din Montana cu $5 care funcționează de la un second hand și m-am tot uitat după un lampadar și vroiam să fie așa creț pentru că eu am o lampă pe noptiera mea care e așa, aceeași formă și creț. Și pe urmă mi-am dat seama că pentru lampa aia, dat fi faptul că e albă, ar trebui să fie ceva cu maro, dar nu prea încărcat. Și mi s-a părut că printul ăsta cu, imprimeul ăsta cu flori așa, feminin, o să meargă foarte bine. Sper să fie bun pentru lampa aia. Nu știu cum se prinde, care e sistemul, dacă o să intre. Dar este de la Amber Lewis. Exclusiv pentru antropologii și preț întreg cred că a fost 100 și ceva de dolari, nu știu, să-ți las pe ecran, dar îmi place că, uite, și în interior are material, nu doar pe exterior, e foarte bine făcut. Acum mă gândesc, poate trebuie să pun pe cățelul meu, nu știu, o să văd, dar îmi place mult de tot. Și e făcut în India, foarte, foarte fain la pandalul ăsta, chiar sunt impresionată. Da... Îmi place. Acum să vedem dacă pot să-l pun pe veioza aia. Ăla-i baiul cel mai mare, cum zicea bunica. Cred că te-am mișcat acum când am încercat să ridic cutiocul ăsta mare. Și mai am două cutii și pe urmă, gata, te las cu comanda mea la antropologii. Trebuie să fac un detox de antropologie o perioadă. Dar de obicei când scot o colecție nouă, cumpăr și pe urmă... În special acum, dacă nu mai vând în magazine. Ne întâmpină o bucată în asta mare de folie. Mamă, cât e de groasă. Te știu, mai... Tita mai! Stai, să nu scap! Deci cât e de greu!
Deci nu m-am tot abține. Este un suport de tort. Și m-am gândit deja, îl pun acolo pe raftul ăla din bucătărie și pun aici cartofi, ceapa și așa mai departe. Adică nu trebuie să fie un tort pe el tot timpul, dar e albastru și cu lăcrămioare. Nu puteam să-l las. Foarte bine făcut, adică e foarte, foarte greu. Impresionant. Și chestiile astea aici, cu lămâia și cu buburuzele, da. Îmi place, me gusta, me gusta, ai făcut treabă bună, antropologie, și mai avem o cutie în care nu știu. Cred că mai e un singur articol, din câte mi-aduc eu aminte. Oh. Da, deci au pus o cutiuță mai mică, în dita mai cutioiul. Am cumpărat aer de la Anthropologie. Ui, aer, astea le păstrez. Aer, și mai mult aer. Astea deja sunt desumflate. Și mai mult aer. Și mai mult aer. Deci uite cât plastic ne-au trimis. Uite cât plastic ne-au trimis. Deci, frățioare. Pentru asta. Care, din câte mi-aduc eu aminte, mai este un ghiveci, la fel. Acel pe care ți l-am arătat. De unde se deschide cutia asta? Asta este întrebarea mea. Oh, de aici. Ai, 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 ai. Ghiveci. Și este întreg. Nu știu, mi se pare că ghiveciul nu e la fel calitativ precum... E aceeași calitate? Dar nu e aceeași, exact aceeași nuanță. Probabil că sunt făcute în fabrici diferite, dar fii atent, chiar și pe spate. Stai puțin. Ba, s-ar putea să fie aceeași calitate, dar fii atent, chiar și pe spate aici este o lăcrămioară. Da. Dar ăsta, de exemplu, asta e mai calitativ, e mai greu. Și ceapa de pe el e mai realistic făcută. Vezi? Și pe asta e mai desenată. Interesant. Interesant. Dar na, mie îmi place că sunt cu lăcrămioare și merg cu tapiseria. Dar parcă nu e... Adică asta e o calitate mai rea, mai inferioară decât cealaltă. Interesant. Sper să nu se prostească ăștia și să facă toate așa. Vezi, de asta îmi place să le văd în magazin. Adică nu cred că o să trimit înapoi pentru că îmi plac că sunt cu lăcrămioare. O să le pun pe raft și dacă nu-mi place, atunci da, o să trimit înapoi. Dar prețul întreg nu merită. Asta nu merită. Suportul de tort, da, merită. Dar asta nu. E așa mai copilăresc imprimat. Și vezi și fluturele, adică nu e pe tot fluturele imprimat. Da. Oh, probabil că o să se transforme într-un magazin de haine, antropologie și cam atât. Cred că asta e viitorul lor, nu știu ce să spun. Pentru că nu... Adică ăla, nu înțeleg de ce n-au putut să le facă pe toate imprimate la fel și aceeași calitate ca și suportul ăla de tort. Suport de tort nu aveam nevoie, sincer să-ți spun, însă Pottery Barn a avut unul cu lăcrămioare și tot am mai amânat să-l cumpăr și pe urmă, când să-l cumpăr, nu mai era. Și am zis, mi-a părut rău, bineînțeles, și pe urmă a apărut ăsta, zic, nu mai pierd șansa, îl iau pe ăsta și pe urmă am unul cu lăcrămioare și gata, nu mai pot plânge că nu am... Că nu am un suport de tort cu lăcrămioare. Da, cam asta este haul-ul meu de astăzi, cu multă antropologie și cu multe cosmetice. Sper că ți-a plăcut, că l-ai găsit interesant, dar da, încep să fiu dezamăgită de antropologie. Nu știu, sper că nu ăsta este viitorul. Cu imprimeu așa, nu chiar atât de calitativ. Sper să-și revină, pentru că ăsta cred că e un articol care
arată ca și cum aș putea să-l cumpăr, nu știu, de la Walmart, sincer. Și nu e, nu e că e ceva rău cu a cumpăra chestii de la Walmart, pentru că am, însă ar fi alt preț. Și mă bucur că le-am cumpărat cu, cu discountul de 30%, pentru că altfel, cu siguranță, ăsta l-aș trimite înapoi. Amândouă ghivecele le-aș trimite înapoi. O să le trimit mail despre... Stai, măi. Te s-a luat vopseaua de pe asta. Deci fii atent. Aici, vezi? E luată vopseaua? Da. E și celălalt la fel? Stai să vedem. Nu. Asta e ok. Da. Antropologie. Asta o să-l trimit înapoi, pentru că s-a luat vopseaua de pe floarea asta și nu-mi place. Nu, adică chiar și la discount. Care-i rostul? Nu vreau un articol care este defect. Da. Cam asta este videoul de astăzi. Sper că ți-a plăcut. Sunt mai încântată de make-up-ul asta decât de produsele de la Anthropologie, ceea ce e diferit. Dar măcar lampadarul ăsta e bun. Te-am pupat, nu uita să te abonezi și ne vedem data viitoare. Ciao!